Incident grav în trafic cu un cetățean ucrainean. Seara trecută, el a fost prins în orașul Drăgănești Olt, rupt de beat la volanul unui tir furat. Polițiștii au fost sesizați de un bărbat din Polonia cu privire la faptul că șoferul său i-ar fi sustras un tir care se află în trafic în orașul Drăgănești Olt. Autocamionul a fost depistat și oprit, iar la volan a fost identificat un șofer ucrainean. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 1,37 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate alcoolemiei. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că pe drum, în localitatea Coteana, șoferul a lovit un cap de pod și o dubă, fugind de la fața locului. Accidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere ale primăriei din localitate. Șoferul de tir este cercetat acum pentru faptele sale.